În imediata apropiere a șoselei ce duce către Slobozia, aproape de ieșirea din oraș, pe câmp, cu precădere pe partea stângă, zac de ani de zile, după spusele cunoscătorilor, munți de gunoaie. La margine de oraș, aici, pe șoseaua care duce către Slobozia, suntem parcă la margine de civilizație, pentru că mai puțin pe șosea și pe marginea ei, dar mai mult pe câmp, munți de gunoaie persistă, după cum spun localnicii, de zeci de ani. Cei care trec frecvent prin zonă apreciază că perioada de când se depune gunoi pe aceste terenuri n-ar fi deloc una scurtă. 10 ani, 15 ani. Păi cum? Se pune de mult. Am eu 43 de ani și același mizerie este. Deținătorii terenurilor de aici n-au interes în ecologizarea zonei și nici nu-și propun să folosească pentru lucrări agricole pământul. Că aici n-a cultivat nimeni, de când știu eu aici, de când s-a terminat aici, în balta asta. La gunoaie a fost aici, numai gunoaie a fost. Altceva n-a fost, decât numai gunoaie, uite așa. Asta e particular normal dat, de acolo încoace, dar eu mai știu ce se întâmplă cu ei. Aruncă toată lumea pe unde vrea, așa e România la noi. Ce se poate recupera de cei care mai caută, aș face un venit în plus, adică tablă, fier sau peturi, se recuperează. Ce nu, rămâne spre a lăsa locului imaginea dezolantă. Norocul noi că mai ducem cât de cât peturile astea, că altfel era o mizerie ceea ce nu se putea. Și dacă obligați să facă curat sunt cei care dețin terenurile respective, mai facem un apel la civilizație și menținerea în condiții normale a mediului. Altfel, ceea ce se întâmplă în zonă este incredibil, iar comportamentul unor acertați cu legea nu-i deloc demn de mileniul 3.